Jandarmeria română pierde teren tot mai des în fața drogurilor. Un subofițer de la Brigada Specială de Intervenție, care este chemată la percheziții inclusiv la traficanți, a fost prins cu un rucsac tixit cu narcotice. A susținut că geanta este a unui prieten și că nu știa ce era înăuntru. Cazul vine la nicio lună de când purtătoarea de cuvânt a brigăzii s-a ales tot cu un dosar penal pentru că avea substanțe interzise în poșetă. Jandarmul a fost oprit în trafic într-o operațiune la pont, cel mai probabil, de vreme ce s-a impus percheziția mașinii. Într-un rucsac, polițiștii au găsit plicuri cu o substanță albă, ce semăna izbitor cu drogul cristal, dar și cannabis și chiar un cântar. Sub ofițerul care lucrează aici la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei de anul trecut, a negat că rucsacul îi aparține. Le-a spus agenților că este al unui prieten, deși a fost ridicat de polițiști din mașina lui. Ca să fie convingător, a cerut să fie supus testelor antidrog. Rezultatul a fost negativ, însă numele lui apare acum într-un dosar deschis pentru deținere și trafic de narcotice. În acest caz, conform procedurilor, s-a dispus începerea cercetării disciplinare prealabile. Tânărul nu este singurul din familie care are probleme cu legea și sora lui, funcționar public, a fost condamnată pentru că a mințit când soțul polițist s-a urcat beat la volan și a făcut un accident. Iar tatăl jandarmului și el fost angajat în Ministerul de Interne a fost trimis în judecată într-un dosar legat de tăieri legale de arbori. Este al doilea caz în mai puțin de o lună în care un jandarm de la brigada specială este prins cu droguri. Structura este cea pe care D.I.C.O.T.O. cere ori de câte ori programează percheziții la traficanți, iar specialiștii cred că astfel de cazuri se vor înmulți. Motivația tinerilor în acest moment este deficitară. Ei nu mai sunt motivați să-și exercite, să exercite profesia. Lipsa motivației financiare pe care i-o dă statutul l-a determinat la această măsură Adică de aceea a devenit traficant pentru bani. Foarte probabil că i s-a părut că este puțin probabil să fie prins. Văd exact ca un salariu de 3500 de lei și văd cât de simplu, de exemplu, pot să, din două, trei tranzacții cu astfel de substanțe interzise, pot să câștigi 1000 de euro fără niciun fel de problemă. Există această chestiune efemeră că uniforma te protejează, că dacă ai lucrezi în sistem nu ai cum să fii prins. În urmă cu mai puțin de o lună, purtătoarea de cuvânt de la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei a fost prinsă cu droguri în poșetă. Venea de la un concert cu un taxi și avea la ea cocaină și amfetamină și a susținut că sunt ale unei prietene. Iar un polițist din Brașov care vindea substanțe interzise chiar în timpul programului riscă să stea 15 ani în spatele gratilor. Cu toate acestea, proiectul de lege care prevede testarea Antidroga angajaților MEI în timpul serviciului a fost respins de polițiști. Sindicaliștii au spus că introducerea în lege a acestei măsuri afectează grav imaginea agenților și ofițerilor.